Puneți întrebarea: de ce dorești să meditezi? Nu la drept bune primele răspunsuri care îți trec prin minte. Mai bine notează-le în scris și fă o listă cu ele. Continuă apoi să-ți pui această întrebare. Puneți astfel de întrebări și în privința valorilor tale, a principiilor pe care le prețuiești cel mai mult. Fă o listă cu tot ceea ce este important pentru tine. Întreabă-te: în ce constă viziunea mea? Cea care mă ajută să mă definez pe mine însumi și să îmi stabilesc direcția către care mă îndrept. Reflectă, dragul meu ascultător. Care îmi sunt adevăratele mele valori și intenții? Îmi amintesc în viața de zi cu zi să manifest efectiv aceste valori? Îmi pun în practică intențiile? Cum mă manifest acum la serviciu, în familie, în relațiile cu ceilalți oameni, atunci când sunt singur cu mine? Cum îmi doresc să fiu? Ce pot face pentru a-mi transpune în practică viziunea, valorile pe care le prețuiesc? Cum reacționez în fața proprii mele suferințe, dar în fața suferinței celorlalți? Unde tot cauți, călătorule, a oazei liniștită pace? Urzește-o din inima ta când mintea se odihnește, când mintea se odihnește și tace. O, suflet, ce tânjești după a inimii dulce chemare, de ce amâni să iubești, să fii plin de încântare? Frumoasă, frumoasă e noaptea trecută, când ruga dezvăluie taina comorilor vechi și ascunse în dorul din inima ta. Frumoasă e ziua ce cântă, când ruga înalță spre cer lumina din inima sfântă a lumilor sacru mister. Unde tot cauți, călătorule, a oazei liniște pace? Urzește-o din inima ta.